Astra Giurgiu rămâne liderul la zi al ligii întâi fotbalistice, dar și echipa care va susține numai puțin de 7 meciuri oficiale în perioada 21 noiembrie-19 decembrie, 6 în campionat și unul în sferturile Cupei României, pe 15-16 decembrie fiind programat jocul cu Dinamo. Primul duel la Giurgiu pentru elevii lui Marius Șumudică va fi săptămâna viitoare, când Astra primește vizita celor de la ACS Poli. Duminică 29 noiembrie Astra va avea în deplasare un meci foarte dificil cu Steaua, în etapa 19-a, steliștii fiind datori să răzbune înfrângerea controversată din tur de la Giurgiu. În continuare, pentru Astra urmează partide care se succed joi și duminică, mai întâi cu Voluntari acasă în etapa cu numărul 20, apoi duminică 6 decembrie Astra va întâlni în deplasare pe CSMS Iași. Urmează etapa cu numărul 22, ultima din acest an pe teren propriu, cu Petrolul pe 12 decembrie. Șirul etapelor din campionat se încheie pe 15 decembrie, când Astra are programat jocul cu Dinamo în sferturile Cupei României. Iar anul fotbalistic 2015 se va încheia în deplasare la Târgul Jiu pe 19 decembrie.